CSM Râmnicu Vâlcea a renăscut după succesul de la Brăila în fața a peste 1000 de spectatori. Viperele albastre au făcut spectacol și au învins clar pe Metalul Reșița. Partida a fost complicată în prima repriză. Formația din Zevoi a deschis scorul prin Florin Costea, dar la pauză a fost 1-1. Era clar că diferența de valoare urma să-și spună cuvântul. După gol, Cioara a dat și pasa de gol și fostul său coleg din Atacul Științei Craiova, Mihai Dina, a readus Vâlcea în avantaj cu un șut sec. Tot atacantul, care nu mai jucase de un an, a făcut 3-1, dar oaspeții s-au ținut scai și au redus din handicap. În final de meci, microbiștii care au venit în Zevoi exultat. Florin, noul idol al tribunelor, a marcat de încă două ori și tabela a înghețat la 5-2. Ușor, dar sigur, CSM Râmnicu Vâlcea urcă în clasament, în timp ce Florin Costea redevine atacantul de temut. 5-2 e un scor care, cred eu, că a fost, este cam dur față de aspectul jocului. Am făcut o primă repriză bună, după care am început să comitem greșeli individuale. Am avut în fața noastră un jucător în formă mare, cu poftă de joc, dar asta nu scuză greșelile noastre. Practic, 3 goluri au fost din pasele noastre greșite, contraatac, gol. Am crezut că la 3-2 putem să revenim. Nu s-a întâmplat așa. Astăzi, diferența a fost făcută de calitatea atacanților echipei din Vâlcea, echipei gazdă. Este adevărat, nu am luat o decizie definitivă, dar m-am gândit nu din cauza rezultatelor, nu, pentru că noi am început o muncă dificilă aproape după începerea campionatului. Am reușit să facem o echipă care cât de cât să se ridice la nivelul diviziei B. Sigur că avem nevoie de timp, de pregătire, însă am niște motive personale pe care o să le discut cu cei din conducere și dacă o să găsim o cale să le rezolvăm, atunci o să continui, dacă nu, vom vedea. E cu totul altceva și s-a văzut începând de la meciul de la Brăila. A adus alt spirit, a spus că e talismanul meu și talismanul nostru, pentru că a adus energia de care aveam nevoie, încrederea jucătorilor. Și s-a cunoscut de la Brăila, mai ales astăzi, n-am ce să comentez, 4 goluri și o prestație de excepție al Florin. Da, și un joc de gol. Dar și o pasă de gol. Și Dina. Sunt jucători care au multă calitate și fac diferența, dar și echipa astăzi a avut un joc foarte bun. Așa a fost ca o, nu știu, cel mai bun joc al nostru, o refulare la toate jocurile. A fost o încrâncenare jocurile trecute, pentru că nu reușeam așa să ne descătușăm și aveam nevoie de o victorie, aveam nevoie de mai multe goluri acasă și eu cred că nu numai eu, dar și cei care au fost azi prezenți, da, au văzut un spectacol frumos și sper să-i aducem un număr cât mai mare la următoarele meciuri. Dacă era și Florin Costea de la început, eram acum undeva în primul. Probabil, Florin Costea de la început avea mai multe puncte. Sunt convins că cu el în teren de la începutul campionatului mai aveam câteva puncte în plus, pentru că face diferența. V-am spus că e un om care face diferența. Îl cunosc, l-am antrenat și vedeți că împreună așa parcă avem o simbioză, așa ne merge bine. L-am în echipă și el la fel își face treaba. În runda viitoare, Viperele Albastre joacă la Mioveni contra echipei antrenate de Alex Pelici.